În capitală, de pildă, mercurul din termometre a urcat până la aproximativ 23 de grade Celsius, iar în țară vremea a fost cam aceeași. Cu toate acestea, însă, șoferii nu au stat prea mult pe gânduri și, odată cu 1 noiembrie, au început pregătirile pentru sezonul rece. De câteva zile, românii au început să ia cu asalt vulcanizările, iar cei mai fericiți sunt cu siguranță patronii, și asta pentru că își rotunjesc veniturile, chiar dacă afară condițiile sunt mai degrabă de primăvară decât de iarnă. Chiar și așa, românii au nevoie de siguranță, ca nu cumva să ningă peste noapte și să nu poată ieși cu mașinile. Așa se face că ofertele pentru anvelope, dar și pentru schimbarea acestora, au mai crescut puțin. Cât costă oferta de schimbare pentru 4 anvelope? 65 de lei cu tocul echilibrat. Ați avut clienți până acum? Da, sigur. Mulți concetățeni asociază greșit data de 1 noiembrie cu cea de la care trebuie să echipeze mașina cu anvelope de iarnă, însă autoritățile spun că acestea sunt obligatorii de când vremea o impune, indiferent de lună. Cred că confuzia vis-a-vis de data de 1 noiembrie apare din anul 2011, atunci când legislația rutieră a suferit anumite modificări în sensul introducerii obligativității folosirii anvelopelor de iarnă. Data de 1 noiembrie 2011 se leagă de data intrării în vigoare acestei prevederi legislative, iar nu ca obligativitatea folosirii anvelopelor de iarnă. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii a fi folosite de către autovehicule, conducătorii de autovehicule, atunci când se deplasează pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei. O altă problemă este legată de anvelopele all season, iar autoritățile țin să tragă un semnal de alarmă. Autovehiculele cu inscripția all season sunt niște anvelope comerciale, ele nefiind clasificate ca anvelope specifice sezonului rece sau specifice sezonului cald, motiv pentru care dacă există conducători auto care au autovehicule destinate cu un acest gen de anvelope, vor fi sancționați atunci când se deplasează pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei. Chiar dacă au acea inscripție, fulgul de zăpadă? Dacă acestea sunt inscripționate cu inscripția Made in Snow, nu este nicio problemă. Mulți români se feresc însă de aceste cauciucuri și preferă să cheltuiască ceva bani în plus pe unele de sezon decât să primească o amendă. De ce nu sunteți de acord cu anvelopele all season? Nu cred că au aderență suficientă care trebuie. Cele de iarnă sunt de iarnă, de aia sunt de iarnă. Și până acum v-ați schimbat anvelopele la vehiculul dumneavoastră? Și de ce v-ați grăbit? Că afară este soare, încă nu sunt condiții de iarnă. Nu poți să știi, te trezești dimineața și vezi zăpadă. Deci vreți să fiți precaut? Da, întotdeauna. Așadar, mare atenție când vă cumpărați anvelope, să aibă inscripțiile omologate, altfel grabă nu este. Meteorologii au anunțat că zăpada se va așterne în România abia din luna decembrie.